Bun regăsit la Field the Markets, emisiunea pe care o dedicăm piețelor financiare. Suntem ca de obicei live de la această oră. Îl salut pe colegul Tiberiu. Salut, Cătălin, bine te-am regăsit astăzi. Astăzi când continuăm, nu? Suntem în plin maraton al discuțiilor cu reprezentanții companiilor listate la bursă. Astăzi îi vom avea alături de noi pe Cătălin Chiș de la Life is Hard, așa că vă așteptăm, repet mereu, dar e interesant să puneți întrebări în chat, să aflăm de la cei care conduc business-urile, mai ales că ei decid cam ce perspective sunt, nu? Asta ne interesează când investim într-o companie. Până atunci să spunem că avem evoluții mixte pe piețele de capital, scăderi pe commodities, nu e așa, Tiberiu, avem petrol, aur, argintul și altele care scad. Dacă mă refer la piețele bursiere, a fost mixt în sensul că ieri în Europa și la noi am avut creșteri, continuarea raliului de care tot vorbeam. În schimb, în Statele Unite au fost scăderi, astăzi s-a inversat tendința, dar e cam în stand-by pentru că se așteaptă decizia Fed de mâine seară și nu cred că vor fi mișcări. Nu va mai fi acel carusel și acel roller coaster pe care l-am văzut săptămâna trecută. Uh-huh. Dacă e să vorbim doar de partea europeană a indicilor și cei din Statele Unite, aici să zic așa că evoluția e mai sau pare că e puțin mai previzibilă, dar aș vrea să, nu știu dacă avem puțin timp, să vorbim despre evoluția de China. Din Asia, de acolo, Asia de Sud-Est, pentru că am văzut că o nouă zi de scădere acolo, Hang Seng-ul -6-7% am văzut, Shanghai Composite-ul la fel și ăsta aproape tot vreo -5%. Acolo, spre deosebire de celelalte zone din lume, am văzut că au reizbucnit din nou niște focare de COVID, a crescut numărul cazurilor. Am văzut că o parte importantă din Shenzhen, marele oraș tehnologic, să zic așa, din China, este în lockdown, culmea, unde aproape peste tot toate restricțiile au fost, să zic așa, eliminate acolo, iată că vin din nou. Dar ceea ce mi-a tras atenția, mă rog, nu este pe plan și acum, este faptul că respirăm sau răsuflăm oarecum mai ușurați. Petrolul am văzut că scade și scade puternic. Am văzut că a ajuns undeva în jur de $93-94 acum. Lucru care, nu știu cum s-au simțit cei care au alimentat acum câteva zile. Asta e. Ideea e că, pe lângă, apropo de China și de asta și de expunerea cazurilor, să nu uităm că acolo erau semne de întrebare, mai ales la companiile listate și pe bursa americană și în special cele de tehnologie, privind acele sancțiuni și posibila delistare de la New York, o aveam înainte, COVID-ul vine în plus. Practic și la petrol, faptul că sunt aceste cazuri de COVID și economia globală în general va fi afectată și nu vom mai avea un ritm de creștere susținut, face ca aceste cotații să scadă și să nu uităm totuși și îngrijorările legate de inflație care rămân și asta s-ar putea să, adică sigur va mânca din puterea de cumpărare, din consum până la urmă și iarăși vom avea aici alte motive. Deci până la urmă iată că în China se întâmplă lucruri și să nu uităm că și posibila implicare a Chinei în cred că ai rămas puțin în blocat, dar nu e nicio problemă că revenim imediat cu discuția, preluăm din mers, da, preluăm din mers de la, spuneai despre evoluțiile din China, nu? Da, da, acolo că s-a trecut puțin, că da. Asta vreau să zic, că în plus pune și presiune și posibila ajutare, să spunem, zvonurile legate de implicarea Chinei în a ajuta cumva Rusia să în acest conflict, știi, și atunci așa asta a pus presiune. Deci sunt multe motive, în fine, e clară direcția și concluzia e că evoluțiile sunt mixte pe burse, așteptăm Fed-ul mâine, pe de altă parte în China din motivele astea sunt scăderi, în Asia de Sud-Est și commodities scad tot din motivele, sper că s-a auzit, nu asta s-a auzit, sigur, am comentat. Hai să continuăm să vorbim de bursa noastră și până vine Cătălin Chiș să mai analizăm niște raportări financiare, că au fost, sunt companii care nu prea comunică, dar iată le comunicăm noi, dincolo de rezultate facem o scurtă și analiză, să spunem așa, grafică și fundamentală, pe scurt. Înainte de asta să mai spunem că mâine avem o nouă listare pe piața Aero, Bento IT, o nouă companie din sectorul IT, tehnologic,
le urăm succes, mă rog, începând Au fost de la mâine. Field the Mikes, Au să fost și știm. cu siguranță că o să-i mai invităm Da. ca și companie listată pe viitor. Și doar un singur lucru să-ți mai spun, am văzut că BRD a convocat acționarii pe 28 aprilie, luna asta, pentru aprobarea repartizării profitului pe anul trecut și fixarea dividendului, am văzut. Dividendul brut propus pe acțiune 1,28 de lei, undeva un randament al dividendului 7,7 aproape, dacă e să ne raportăm la prețul de închidere de ieri. Deci un randament foarte bun, zic eu, pentru o companie listată pe piața principală. Exact. Hai să începem cu cele trei companii pe care le-am pregătit. Companii, mă rog, mai mici, mai mari, din eșalonul secund, așa să zic. Dar ne propune să ne uităm peste cât mai multe dintre ele, pentru că vrem să le aducem în fața investitorilor, mă rog, cu bune și cu rele, în funcție de cum sunt fiecare. Începem cu AGES. AGES, o companie din Mureș, care am văzut că proiectează și fabrică instalații de încălzire prin inducție. Mă rog, o gamă largă de aplicații au acolo. Am zis eu, o companie de genul căreia ar trebui să avem cât mai multe la nivel de țară, pentru că cu siguranță ar putea să aducă valoare adăugată prin produsele și serviciile pe care le comercializează. Deci o companie din sectorul industrial, aș putea spune. A raportat o cifră de afaceri în creștere importantă față de sfârșitul anului trecut, cu un procent de aproape 40%. Veniturile din activitatea operațională au crescut și ele cu vreo 22%. Rezultatul de bază înregistrat de societățile din grup, pentru că este un grup, la finalul anului trecut, fiind mai mare cu 130% aproape față de 2020, respectiv peste 1 milion de euro. Am văzut că AGES lucrează cu o marjă a profitului net în jur de 13%, cu 5 puncte procentuale mai mare, de fapt peste nivelul realizat în 2020, a fost undeva în jur de 7% atunci. Din punct de vedere al îndatorării, al gradului de îndatorare, împrumuturile bancare pe termen scurt am văzut că au scăzut în 2021 față de anul precedent cu vreo 20%, până la aproape 6 milioane de lei. În schimb, datoriile bancare pe termen lung au crescut cu aproape 2,5 milioane de lei. Mă rog, compania se pare că accesează finanțare pentru dezvoltarea și realizarea investițiilor. Acum, vorbim de o companie destul de mică, aș putea spune, care, din păcate, nu este prezentată de mult în atenția investitorilor. Nici indicatorul Vector nu ajută foarte mult, este, sau să zic altfel, nu are notă de trecere, din păcate, AGES-ul. Dar, mă rog, să sperăm că pe viitor o să-și schimbe puțin optica vis-a-vis de investitori și ar putea să crească și indicatorul ăsta. Ca să, dacă ne uităm puțin la unde e prețul acum și cum a evoluat de la listare, să știți că din 2017, de când s-a listat, iată, a fost 34 lei, să spunem, rotund, și a scăzut până undeva în exact acum 2 ani, în martie, ținem minte. Deci seamănă foarte mult cu multe listări, vin acum în cap și cu Purcari, iată, semăna, am vorbit ieri la listare, Digi și multe altele. Graficul ăsta seamănă și cu alte grafice de astăzi, dar dacă vedem revenirea din martie de acum 2 ani, s-a oprit în zona asta 38, să spunem, zonă de rezistență, deci până la urmă cel mai mare preț a fost chiar la listare. Iată că de aici a început o scădere și suntem într-o zonă importantă, în sensul că de aici poate să continue să, după revenirea asta puternică din ultima săptămână, poate să se reia scăderile și să rămânem pe acest trend, sau putem să consolidăm undeva în zona asta aici, ca după aia, după 3,5, să așteptăm alte creșteri. Deci mi se pare o zonă importantă și ne uităm și la linia asta de trend care a fost răpunsă, a revenit. Deci e un moment important pentru cotația AGES și pentru multe altele, dar și risk-reward-ul e favorabil dacă vom avea mișcări mai importante pe viitor. Mă îndoiesc, cred că vom avea niște range-uri și niște o volatilitate mai mică ca până acum, dar asta e altă discuție. Hai să mergem mai departe și ne uităm acum peste antibiotice, binecunoscuta antibiotice.
Dacă AGES spunem că nu are notă de trecere din punct de vedere al indicatorului vector, antibiotice în schimb are chiar nota 10. Nu știu dacă ești la curent și dacă ești atât de mulțumit sau cunoști îndeajuns de mult evoluția antibiotice, dar iată că totuși are nota 10. O să-mi spun părerea și despre antibiotice și despre AGES și despre Rompetrol Rafina, Well Services. Okay. Ok. Hai să spun în câteva cuvinte ce a făcut anul trecut antibiotice. Vorbim de o companie care e deținută de Ministerul Sănătății, 53% am văzut, și Sifoltenia 26,4%, deci cumulate amândouă undeva în jur de 80%. Din punct de vedere al rezultatelor financiare, se pare că indicatorii financiari, se vede și pe plan, și au avut o evoluție favorabilă, să zic așa, la finalul anului trecut. Veniturile din vânzări, 366 milioane de lei. Veniturile totale au ajuns la aproape 390 de milioane de lei. Profitul brut, puțin peste 30 de milioane, ceea ce a însemnat o creștere de 7%, în timp ce profitul net, 30 de milioane de lei, în creștere cu 13% față de 2020. Din punct de vedere al operaționalizării business-ului, am văzut că ATB, conform raportului, continuă să ocupe locul întâi în piața relevantă, în funcție de segmentul de business în care își desfășoară activitatea, cota de piață undeva în jur de 13,6%. Din punct de vedere al, adică dacă am văzut că au crescut veniturile, în aceeași măsură au crescut și cheltuielile, bineînțeles. În principal cele cu materiile prime și materialele consumabile, aproape 150 de milioane de lei, respectiv un procent de creștere de vreo 12% față de valoarea înregistrată în 2020. Depășirea asta fiind cumva determinată de creșterea cheltuielilor cu mărfurile. Deci iată că toată lumea se confruntă cu creșterea cheltuielilor pe parcursul anului trecut, n-avea cum să fie altfel. Din punct de vedere al remunerării personalului, cheltuielile am văzut că mai degrabă au stagnat în sensul ăsta, doar plus 3% am văzut în comparație cu 2020. Veniturile din vânzarea produselor pe piața internă și internațională, plus 8% în comparație la fel cu perioada precedentă. Am văzut că activitatea pe plan internațional, mă rog, o duce bine. ATB-ul a câștigat o licitație de vreo 11 milioane de euro organizată în Marea Britanie pentru 5 medicamente pe care ei le-au și le produc acolo, niște antiinfecțioase injectabile. Am văzut, din punct de vedere al perspectivelor pe anul ăsta, avem și un buget de venituri și cheltuieli destul de optimist, aș putea spune, pentru următorii 3 ani de aici încolo, inclusiv 2022, deci 2022, 2023 și 2024, creșterea în medie a cifrei de afaceri și a veniturilor de la un an la altul fiind în jur de 14-15%. Deci o creștere, să zic așa, modestă, dar ar putea să fie o creștere sănătoasă pentru ei. Cum arată graficul? A putea să fie o creștere sănătoasă. Dacă mă întreb pe mine, acum 2 ani, când venea pandemia, dacă o companie care produce medicamente și e în domeniul ăsta, merită investit în ea, aș fi zis cu siguranță. Din păcate, cotația e tot pe acolo, deci nu s-a întâmplat nimic, este pe graficul monthly, pentru că dacă stăm pe graficul daily o să vedem că merge în lateral, se vede foarte clar, doar să arăt că la criza financiară a fost 1,47 prețul și după aia a scăzut undeva în zona asta 0,23 și acum suntem undeva la 0,5. Acum 2 ani eram tot la 0,5 și se mișcă prețul în ultimii, să spunem, 8 ani între 0,44 și 0,61. Deci uitați-vă aici, nu se întâmplă mai nimic. Adică dacă mă uit, cine e acționar? Statul român cu vreo 60%, un SIF cu vreo 20%, nu știu. Deci poate avem și o explicație pentru faptul că nu se întâmplă mai nimic cu acțiunea prețului și, mă rog, se vinde de la prețul ăsta, dacă cineva, mă rog, cine ar putea să vândă și să cumpere aici, să facă un profit de 20, 30, 50, 40, 50% în câțiva ani de zile, nu cred că se merită să stai pe un titlu de ăsta, poate așa, defensiv. E clar că dacă va sparge 0,6, se poate duce mai sus, să închid spunând că e un canal aici, totuși ascendent în ultimii, să spunem, 12 ani, suntem pe undeva în partea de jos, deci trebuie trecut de cotația asta. În fine, hai să mergem repede și cu ultima și cu... Sigur că da, ne uităm peste Rompetrol Well Services. Rezultate mai proaste pentru Rompetrol Well Services la finalul anului trecut, atât din punct de vedere al veniturilor cât și profitabilității.
Ar trebui să spunem totuși că Rompetrol Services prestează servicii specializate pentru sonde de țiței și gaze, gaze naturale, bineînțeles. Toate astea vin în contextul în care impactul pandemiei a continuat pe aproape întreg parcursul anului trecut. Reluarea și creșterea activităților economice se pare că, cel puțin din punctul lor de vedere, a cam bătut pasul pe loc. Proiectele de dezvoltare pe care le-a urmărit compania au fost înghețate, care au fost înghețate în 2020, nu au fost repornite mare parte din ele anul trecut. De asemenea, evoluția cotațiilor nu a fost considerată la începutul anului ca o măsură, să zic așa, sustenabilă pe o perioadă îndelungată. Și chiar aspectul ăsta se pare că a contribuit la menținerea unui nivel scăzut al lucrărilor, dacă e să-l comparăm cu ceea ce s-a întâmplat în anul 2020. La toate treburile astea s-au adăugat și niște decizii de dezinvestiții pe care compania le-a făcut și un fel de ajustare a bugetelor, de fapt, de investiții, nu numai lor, ci și ale operatorilor. Am avut și binecunoscutele deficiențe din lanțurile de aprovizionare cu materiile prime, care sunt și intră în categoria celor specifice industriei de upstream în a doua jumătate a anului. Și bineînțeles că toate efectele astea acumulate a factorilor pe care tocmai i-am spus s-au reflectat în întârzieri și în repornirea practic operațiunilor de foraj pe care compania le are ca și activitate. Ar trebui spus că totuși în primul trimestru din 2021 Rompetrol a reușit să-și adjudece în urma unei licitații o lucrare către OMV Petrom, un contract de prestări servicii de fapt, undeva în jur de 57 de milioane de lei, am văzut că este, pe o durată de 3 ani de zile. Deci din punct de vedere al profitabilității, rezultatul net în scădere față de aceeași perioadă anului trecut, se vede 1,6 față de 4,3 milioane și cifra de afaceri sau veniturile, 46 de milioane aproape la finalul anului trecut față de 48,5 cât au fost la finalul anului 2020. Deci rezultate mai slabe. Da, în fine, da, să vedem perspectivele teoretic la cotația asta ar trebui să fie cumva bune privite dintr-un alt punct de vedere, dar te întreb cu nota vector aici cum stăm ca să trag concluzia. Nici ei n-au notă de trecere. Tot. Că asta vă, cele trei companii de astăzi, una are 10, altele au 3, nu? Și după mine toate trei ar trebui să aibă aceeași notă. Întrebarea e care e nota aia, 3 toate sau 10 toate? Răspunsul pe că e simplu, dar îl dau cei care ne urmăresc. 3, dar tot. Da, mă rog, da. Dar nu aici cred că e problema. În altă parte, e un range și se vede clar 1,25 la criza financiară și de atunci se merge între 0,24-25 și 0,56. Sus, jos, sus, jos și cu o zonă importantă aici la mijloc. Deci unde suntem și acum e posibil să crească cotația, 0,49 e prima rezistență, apoi 0,56, dacă nu în lateral sau în jos. Cam ăsta e mersul. Sunt grafice asemănătoare, dar nu e nimic foarte interesant în momentul de față din punctul de vedere al risk-reward-ului, ca să spun așa. Deci încheiem aici cu prezentarea acestor companii și trecem, să spunem așa, pe piața aero, nu? Și îl introducem pe Cătălin Chiș, șeful, să spunem, CEO și fondatorul de la Life is Hard. Bun revenit la Field of Markets, Cătălin. Sonorul trebuie dat mai tare, că nu se aude. Nu, tot nu se aude, cred că trebuie puțin. Ok, acum se aude? Da. Acum da, acum ne auzim. Ne-am auzit la probă, trebuia să ne auzim și acum bun venit. Și începem, Cătălin, să te întrebăm, să vorbim puțin de ce a fost și mai ales de ce va fi. Spune-mi dacă greșesc, anul 2021, primul an dintr-o strategie, dintr-un plan al vostru de dezvoltare accelerată, nu? Ăsta să fie primul sau e unul din anii, oricum a fost unul foarte bun și s-au întâmplat niște lucruri acolo importante. Care e părerea ta și cum să-l considerăm? Păi, cred că putem să-l considerăm în toate felurile posibile, în sensul în care e primul an de dezvoltare accelerată prin mecanismele pe care le-am gândit ca să ne dezvoltăm. Dar în același timp, așa cum am menționat de fiecare dată când am avut ocazia, ne interesează foarte mult să creștem, dar suntem foarte atenți la fundamentul pe care îl avem.
Cu atât mai mult cu cât acum trecem printr-o perioadă de criză, prin ceea ce se întâmplă în afară, pe politicile de agresiune care se întâmplă în Ucraina, ca și plan de backup sau de contingență în momentul în care am văzut ceea ce se întâmplă, am fost foarte atenți din nou la fundament, astfel încât să ne prindă cât se poate de solid și să putem rezista în piață pe o perioadă cât mai lungă. Anul trecut ne-am uitat un pic la creștere accelerată prin achiziții și fuziuni, astfel încât am închis procesul de achiziție a Active Power Solutions și Tricom, astfel încât am primit noi competențe în zona de digitalizare, zona de telco. Ulterior am intrat într-o achiziție și fuziune, având un parteneriat cu colegii de la InnoByte, astfel încât am primit o opțiune serioasă în zona de e-commerce, zona de e-commerce care a început să crească în mod semnificativ la nivel mondial și implicit suntem într-o piață în creștere. Am început să ne uităm și în zona de corporate, am făcut splitul acela de acțiuni în intenția noastră de a crește lichiditatea companiei. Cumva s-a observat și nu s-a observat acest mecanism. În ce sens să zic că nu s-a observat? În sensul că lichiditatea nu a crescut în mod semnificativ, în schimb, din perspectiva numărului de acționari la nivel de la IFISART s-au dublat la finalul anului trecut. Iar unul dintre lucrurile care ni s-au întâmplat foarte bune și la care ne uităm pentru a crește fundamentul în perioada imediat următoare, a însemnat un proiect de fonduri europene pe partea de 24 broker în zona de insurance. Acum, cumva fac un view al întregului an pe elementele principale pe care le-am trăit și le-am văzut, urmând să trec cumva prin fiecare business unit ulterior. Exact. Te rog, că aș vrea să rămânem puțin să vedem liniile astea de business, să le explicăm mai clar poate celor care nu știu, că voi aveți mai multe linii de business și să le luăm pe fiecare ce iese în evidență la fiecare, pentru că se întâmplă tot felul de repoziționări în piață și e bine să aflăm exact cum să citim cifrele astea și mai ales cum să citim perspectiva companiei, pentru că asta e foarte important, cum vă poziționați anul acesta și, mă rog, anii viitor. Atunci doriți să trecem acum prin prezentare? Sau nu, în sensul să vorbim să defalcăm cum Tiberiu, nu avem pe fiecare linie de business, adică s-a vorbit de telco, s-a vorbit de insurance, s-a vorbit și hai să spunem exact cum stați pe fiecare și care sunt perspective. Care au fost liniile care au contribuit cel mai mult la evoluția cifrei de afacere anul trecut? Deci avem cele două linii ale ARELIC, deci Smart ITNC și Telco și, pe urmă, Insurance și Digital. Fiecare am văzut că au contribuit prima cu vreo 60 și ceva la sută, mai exact 62, și cealaltă cu vreo 30 și ceva la sută. Deci e cumva în adiacent, nu față de Telco. Deci aici să detaliem puțin evoluțiile fiecăruia. Am înțeles. Păi, putem uita la Life is Hard, pe de o parte la nivel de companie sau la nivel de grup de companii. Dacă ne uităm la nivel de companie, avem două linii foarte importante de business. Una care este în zona de telco și digitalizare, în zona de telecomunicații, iar alta care este în zona de insurance. Zona de telecomunicații vine datorită fuziunii cu APS și Tricom și reprezintă aproximativ 60% din cifra de afacere a Life is Hard, iar partea de insurance reprezintă aproximativ 30% din zona de din cifra de afacere a Life is Hard. Uh-huh. Zona de insurance anul trecut a crescut un pic mai greu față de zona de telco, pentru că am reașezat întregul proces și întreaga strategie și filozofie în zona de insurance. Intenționăm să ne poziționăm ca un jucător extrem de important în zona de asigurări din România, un player important, astfel încât a trebuit să facem un pas în spate și să ne uităm un pic la recalibrarea întregului model de business.
Ne va ajuta acest demers inclusiv în zona, prin faptul, nu terminasem ideea din Iauș, că ne va ajuta inclusiv semnarea proiectului pe fonduri europene, astfel încât să aducem noi perspective aplicației 24 broker, inclusiv investiția pe care o facem în 24 broker ca și platformă de rescriere a întregii platforme, pentru că ne pregătim pentru un 2023-2024 de creștere accelerată în zona respectivă. Deci probabil că contribuția asta, raportul ăsta 60 și cât era la 30 și se va schimba, nu, anul ăsta insurance-ul va contribui cu mai mult, nu? Probabil. Insurance-ul are o, da, are o tendință de creștere și va contribui cu mai mult decât a contribuit anul trecut, dar în același timp ne dorim ca fiecare business unit să crească. Vom vedea cât de mult vor crește fiecare. În perspectivă, pentru că și în zona de telco sau de digitalizare la care ne uităm, ne dorim să crească într-un mod accelerat. Viziunea companiei pe termen mediu și lung, cum apărea și pe site și de care am mai vorbit, este să digitalizăm cât mai mult din mediul economic din România, atât la nivel de IMM-uri, cât și la nivel de comunități locale. Primul layer de digitalizare vine din zona de telecomunicații, unde avem experiență și expertiză prin AP și Tricom, dar ne dorim să profesionalizăm această divizie astfel încât să ajungem să vindem produse și servicii cu o valoare adăugată mult mai mare în zona de digitalizare. Deci cumva avem un focus și o atenție deosebită de a crește toate business-urile în care suntem activi. Zona de insurance, în schimb, este o zonă de perspectivă tehnică, strategică, pe termen mediu și lung, unde avem și cel mai mult knowledge din piața de asigurări și avem și un model pe care l-am creionat, pe care începem încet, încet să-l punem în practică. Deci vom vedea schimbări semnificative și în zona de insurance. La nivel de... Te rog. Vreau să vorbim puțin și despre, deci am vorbit despre companie individual, da, despre Life is Hard cu cei doi piloni de business, despre InnoByte în care voi sunteți acționari 100%, nu? Am văzut că s-a făcut. Și despre Performia Finance, care este practic partea de servicii de contabilitate, nu, și consultanță financiară, care și acolo am văzut că au fost rezultate bune și în creștere la finalul anului trecut. Da, și partea de contabilitate sau competențele de management financiar sau contabilitate pe care le-am primit odată cu parteneriatul cu Performia, vor deveni un pilon extrem de important, pentru că și partea de contabilitate va suferi, partea de contabilitate tradițională pe care o știm noi acum, se va modifica în anii următori și va merge încet, încet într-o zonă de digitalizare. Iar departamentul întreg de digitalizare, pe care noi l-am botezat intent Digital & Telco, de fapt va angrena toate competențele de digitalizare pe care le vom oferi către IMM-urile și comunitățile din România. Și Performia, și Life is Hard, și InnoByte, comparativ 2020 cu 2021, au suferit, cu ghilimele de rigoare, creșteri semnificative, fără ghilimele, de data aceasta, în sensul în care și cifra de afaceri și profitabilitatea companiilor a crescut de la un an la altul. Când vorbim despre digitalizarea serviciilor de contabilitate, adică despre serviciile pe care Performia le prestează, aveți în plan cumva și o aplicație, un app care să ajute practic companiile care vor să contracteze servicii de contabilitate, pentru că știu că au apărut foarte multe în ultima perioadă și este chiar un trend acum. Contabilul clasic, care până acum, mă rog, ținea la mai multe firme, acum au apărut niște firme care, mă rog, la bază sunt de dezvoltare software, dar prestează și asemenea servicii. Am văzut că o creștere exponențială, practic, de la un an la altul. E o cerere foarte, foarte mare aici. Da, avem în plan și se lucrează pe construcția unei aplicații de digitalizare a contabilității, în felul în care am gândit noi digitalizarea pe pași.
Sper să o lansăm la jumătatea anului în piață, în principal pentru clienții pe care îi avem. Acum Performa Finance are în jur de 500 de clienți. Unul dintre obiectivele noastre este să creștem semnificativ numărul de clienți, semnificativ însemnând 20-30% ca și pondere, dar mai degrabă decât creșterea numărului de clienți, ne dorim să-i ducem la un nou nivel, astfel încât cei mai mulți dintre clienți care folosesc contabilitatea să o folosească ca și un instrument în zona financiară de creștere. Iar aplicația noastră, de fapt, merge într-o zonă de educație foarte mult, pentru că antreprenorii, în prima perioadă a vieții lor, de business, de cele mai multe ori folosesc contabilitatea ca și un rău necesar, nu neapărat ca și un tool care ar putea să-i ajute în creștere. Am trăit-o și noi pe pielea noastră și acum încercăm ca pentru clienții pe care îi avem în prima fază și ulterior pentru cei pe care îi vom aduce alături de noi, să-i ducem la un nou nivel și să înțeleagă cât de important este partea de contabilitate și nu este un rău necesar, ci este un tool care te poate ajuta foarte mult să crești. Deci ca să concluzionăm apropo de grupul Life is Hard, să mai spunem o dată, deci Life is Hard e Performia în care aveți 40% nu și Innobuy Solution cu 100% aveți și practic avem și, iată, și profitul pe fiecare și cifra de afaceri, nu? Iar ca direcții de business, nu? Structura de afaceri Smart IT NC și Telco, respectiv Insurance și Digital, nu? Asta e, exact. E structura, da. Să spunem așa, a grupului. Practic sunteți un grup și vedem în funcție de cifre cum care au adus profit mai mult din cifra de afaceri, care sunt mai profitabile, care nu și cum vă poziționați, că am înțeles că încă nu puteți vorbi de BVC-ul, că nu l-ați, până nu-l publicați, dar așa o idee, două, ne-am cam făcut din ce spui tu și dacă mai poți să completezi ceva în sensul în care ce se va modifica puțin și unde, știu că vă concentrați pe toate direcțiile și ai spus că e important să mergeți pe toate astea, dar e clar că poate undeva veți face un push, poate undeva veți aloca mai mulți bani, poate undeva. Nu știu dacă e ceva de specificat în direcția asta. Nu știu ce aș putea să specific, adică să fiu foarte clar în direcția aceasta. Aș face o mențiune că la nivel de profit net year to year, 2020 versus 2021, prin pașii pe care i-am făcut, aveam o creștere semnificativă de la aproximativ 1 milion de lei la aproximativ 6,4 milioane de lei, de menționat că acel 4% cu care contribuie Performia în profitul Life is Hard Group e aferent participării noastre în Performia, adică 40%, nu 100% cât ar reprezenta compania. Ne concentrăm, cum ai zis, pe toate direcțiile de creștere, în sensul că trebuie să digitalizăm cât mai mult din mediul economic din România, pentru că are nevoie. În schimb, din perspectivă strategică, pe termen mediu și lung, unde considerăm că avem un potențial extrem de mare de creștere și ne ducem energie și înțelegere tot mai mare, în speranța în care am putea să devenim la un moment dat un player mai mult decât relevant, este piața de asigurări, unde prin cele două direcții pe care le-am menționat, rescrierea aplicației ca și platformă pe termen mediu și lung, ca să ne ofere flexibilitatea și agilitatea de a ne mișca mai repede în piață și aducerea de noi module și noi business-uri pe această platformă din perspectiva scrierii de funcționalități. Încercăm să fim inovatori și creativi în zona de insurance din România și nu numai. Sperăm să ne poziționăm la modul serios și să luăm o opțiune serioasă de a deveni unul dintre cei mai importanți playeri în zona de asigurări. Sigur că dacă tot am ajuns la sectorul de asigurări prin 24 broker, avem destul de multe întrebări aici, unele dintre care fac chiar referire către sectorul de asigurări și către linia asta de business și aș vrea să luăm din ele acum, să vedem, să ne spui care e părerea ta vis-a-vis de prima, spre exemplu, despre discuțiile care au apărut în spațiul public în legătură cu plafonarea prețurilor la asigurări, mă rog, plafonarea comisionului în special către brokeri, dacă veți fi afectați, în ce măsură ați putea să fiți afectați, cum vedeți evoluția asta? Avem și noi mai multe scenarii pe care am lucrat pe subiectul acesta.
Discuția pe plafonarea comisioanelor nu e nouă, a mai fost și chiar au fost operate plafonări după care s-a revenit pe plafonare. E o recalibrare a întregului business de asigurări în sensul în care prin dispariția unor jucători din piață care erau cumva atipici în piață oferind prime care nu aveau sustenabilitate financiară, crescând polițele și, mă rog, dacă se inhibă comisionarea cumva, nu știu dacă este neapărat o pierdere foarte mare din perspectivă financiară, decât mai ales pentru broker care vor fi afectați pe subiectul acesta, mă rog, ca și lanț de distribuție către piață. Vom vedea cât de afectată va fi toată lumea pe subiectul acesta. E posibil să treacă legea, cum e posibil și să pice legea în discuție. Până la urmă, cred că va fi o negociere în tripartidă, ASF, broker și asiguratori. Ok. Hai să mergem mai departe și să luăm așa. Spune cum au mers contractele pe partea de digitalizare cu instituțiile publice, în special cele de la Cluj, dacă le veți extinde sau nu. Suntem pe cale să închidem contractele și sper că până la jumătatea anului să închidem contractul cu Consiliul Județean, Ghișeul Unic, unde s-a prelungit un pic ca și contract. Suntem în căutare de oportunități și am mai aplicat și la alte instituții la licitație. Deocamdată nu avem niciun răspuns care să ne facă să credem că avem o opțiune pozitivă la vreuna din licitațiile la care am aplicat. Dar suntem în continuare atenți pe toate oportunitățile care apar în zona respectivă. Ok. Și încă una, de fapt două, care ar putea avea legătură una cu cealaltă, care face referire exact la ce vorbeam înainte vis-a-vis de partea pe care voi aveți în Performia Finance, dacă există posibilitatea ca LIC să devină cumva acționar majoritar acolo sau dacă aveți în vedere pe viitor. Posibilitatea cred că există întotdeauna. În orice direcție să mergi, probabilitatea este una relativ mică, în sensul în care și legislația care există acum în România ne spune că acționarul majoritar trebuie să fie cu experiență și expertiză în zona contabilității, ceea ce înseamnă că Bogdan, partenerul nostru, va păstra controlul majoritar sau pachetul majoritar al business-ului. Dar asta nu înseamnă absolut nimic din perspectiva creșterii, pentru că ne dorim în continuare să creștem ca și pondere și investiția și parteneriatul cu Performia a fost de bun augur și să și văd rezultate semnificative atât din perspectiva dividendelor acordate Performia către Life Star, cât și creșterea pe care a înregistrat-o Performia 2021 versus 2020. Ok. Hai să mai iau încă două repede. Și asta ar fi important de menționat. Practic, cum se obțin veniturile din asigurări? La numărul tranzacțiilor sau la valoarea tranzacțiilor? Veniturile din asigurări sunt obținute din mai multe streamuri de revenue. Deci există un model de business. Dar răspunsând strict la întrebarea ridicată, se obțin per tranzacție, nu per valoarea poliței. Ok, bun. Și dacă tot am vorbit de fondurile pe care le-ați accesat, cele 10 milioane și ceva pentru 24 broker, mai avem o întrebare care ține de alte tipuri de fonduri, respectiv cele din PNRR, dar mă rog, cu altă destinație acum, dacă cumva ar fi fonduri ei sau vreo linie pentru dezvoltarea serviciilor de Smart City pe care voi sunteți. Dacă ați identificat ceva în PNRR. Suntem atenți la fenomen și ne uităm în piață. Deocamdată nu avem discuții care să se apropie de concretizare pe subiectul acesta. Nici nu am aplicat la vreun fond în mod particular, ci doar ne uităm și scanăm piața ca să captăm eventualele oportunități. Dar mergem înainte cu oferirea de soluții și servicii pe care le avem în zona de comunități. Atât din experiența ghișeului unic cu Consiliul Județean, cât și din perspectiva experienței pe care o avem cu Primăria Cluj din partea de senzori și parcări inteligente, cât și din perspectiva Smart City pe care o avem cu
cel puțin 20-30 de alte primării cu care avem parteneriat la nivel național. Da. Okay. Pe de altă parte, strategia de M&A, de atragere de parteneri, să spunem, sau noi achiziții, nu de clar că vă uitați la noi companii din tehnologie, eventual să fie complementare, nu să faceți și mai diversificat grupul sau, mă rog, mai solid din punctul ăsta de vedere. Ce ne puteți spune acum? Ne puteți da un hint, așa ceva? Când anunțați o nouă achiziție? Răspunsul este da. Suntem în discuții cu mai multe companii și sperăm să anunțăm cât se poate de repede și să surprindem piața, dar în momentul de față nu pot să vorbesc absolut nimic. Da, nu știu dacă colega mea Nicoleta e pe fir, dar dacă ar fi și m-aș uita la ea, s-ar uita foarte atent la mine să vadă ce vorbesc și ce zic și îmi spune, lasă că vii tu acasă. Deci, oricum o să surprindeți piața în mod plăcut, că neplăcut nu a scăzut mult și cotația, o să ne uităm, dar nu numai la Life is Hard, așa a fost sentimentul în piață, dar te lasă să termin ideea și după aia o să... O să închei că ne uităm la zona de digitalizare și asset-ul pe care l-am primit odată cu fuziunea cu APS și Tricom este un business care ne ajută să promovăm și să împingem în piață produse cu IP, cu valoare adăugată mai mare. Am început demersul acesta și avem în jur de 100 de clienți care folosesc alte produse. Life is Hard. Vom începe să vorbim despre ele foarte curând, să arătăm și rapoarte și ceea ce reușim să facem acolo. Iar dacă modelul acesta se dovedește a fi unul de succes, o să-l implementăm cu viteză foarte mare, astfel încât fundamentul Life is Hard să devină unul solid. Dincolo de graba pe care o avem cu toții din perspectiva investitorilor și așteptăm să crească companiile în care investim și cunosc pentru că pe de altă parte și eu sunt investitor în alte companii dincolo de Life is Hard, unde am și rol de execuție. Unul dintre gândurile extrem de important este ca Life is Hard în permanență să aibă un fundament sănătos. Pentru noi, fundament sănătos înseamnă să avem bani, iar în momente ca acestea care apar de criză sau care ne perturbă și nu știm încotro să mergem, să nu pună presiune pe noi și să nu trebuiască să îi luăm nicio decizie radicală în raport cu furnizorii, partenerii noștri, cu angajații noștri și cu absolut cu nimeni, având o stabilitate financiară pe termen mediu, a zice. Și de ce nu să publicați? Să profitați și de oportunitățile evite în momente de criză, nu? Eventual când găsiți niște achiziții, faceți niște achiziții, poate la prețuri mai favorabile. Antreprenorii din noi ne spun că în orice criză apar și oportunități și ne uităm cu foarte mare atenție la oportunitățile din piață pe care să le fructificăm și să putem să creștem, dar la fel de bine fundamentul. Aș face o mențiune foarte importantă pentru mine și pentru partenerii mei, ai noștri, cu titlu general. Ne uităm în permanență ca calitatea omului care vine alături de noi să fie una foarte bună și să avem un parcurs pe termen mediu și lung. Nu căutăm neapărat oportunități prin care să distrugem business, creând business sau valoare adăugată doar pe un mecanism bursier, ci căutăm parteneri cu care să construim și să fundamentăm fundamentul astfel încât să putem merge mai departe. Altfel am avut destul de multe oportunități prin care am fi putut să creștem și să raportăm cifre probabil mai bune decât cele pe care, probabil cu siguranță mai bune decât cele pe care le-am raportat până acum, dar ofeream o perspectivă oarecum falsă către investitor, că era mai degrabă făcut ca și mecanism pentru ce zice gura lumii și nu pentru fundamentul la care suntem atenți. Businessul în care suntem, exceptând zona de insurance, unde avem un model la care ne uităm cu creștere pe termen mediu și lung abruptă, adică abrupt însemnând să creștem semnificativ și să facem o fază, să oferim o perspectivă foarte interesantă pentru toată lumea. În rest, suntem într-un business tradițional,
absolut tradițional, iar într-un business tradițional creșterile sunt relativ marginale. Se bazează pe oameni, se bazează pe proiecte și pe magia de a îmbina cele două resurse pe care, mă rog, cele două sunt mai multe, dar cele două resurse în termen general. Deci vom oferi creșteri sănătoase pe fundament pentru toate business unit-urile și ne uităm și la un model care să le propulseze în Liga Mare. Da, de acord 100%. Personal sunt de acord 100% și îmi place gândirea de genul ăsta. Înainte să ne uităm puțin pe evoluții, să comentez puțin, aș mai avea o întrebare în sensul în care clar s-a dublat, iată, numărul de acționari, s-a făcut splitarea aia, aveți un obiectiv, am înțeles, la anul probabil trecerea pe piața principală. Pe de altă parte, lichiditatea încă nu e la nivelul la care ar trebui și aici poate de văzut pe viitor. Deși cred că dacă te întreb acum cum stați cu capitalizarea și cu lichiditatea, sunteți în măsură să accesați piața principală în perioada următoare. Cred că totuși ar mai trebui la lichiditate făcut ceva și întrebarea mea e, până să mă uit la grafic, dacă... Am văzut acolo la acționari că nu mai este și alți acționari, sunt persoane fizice și persoane juridice, de cei 25% care sunt în free float, să spunem așa. Ce persoane juridice sunt care au intrat? Au intrat niște acționari mai mari, mai importanți, ne puteți spune? Nu avem acționari care să depășească pragul de 5% care ar trebui raportat pe bursă. Avem acționar o companie care are dețineri în jur de 2% în Life is Art. Deocamdată nu și-a făcut simțită prezența astfel încât să se implice și să-și dorească. Cu ocazia asta îi transmis un mesaj, dacă dorește, cu maximă deschidere. Așteptăm ca să vină să discute cu noi și să vedem cum putem să creștem împreună. Și invitația aceasta o am și către oricare dintre acționari, chiar dacă au o singură acțiune, dacă există vreun feedback sau vreo perspectivă care poate să ne ofere, astfel încât să ducă la creșterea sau la accelerarea business-ului, cu mare drag ascultăm perspectiva respectivă, cu atât mai mult cu cât vine dintr-o parte sau dintr-o zonă care nu este neapărat contaminată cu percepțiile personale sau proprii pe care le avem noi care suntem implicați în daily business. În privința evoluției cotației, spuneam că e o scădere. Acum ne uităm și de la listare, pentru că seamănă cu multe alte, spuneam, sunt multe grafici asemănătoare cu o scădere în primii ani și după aia o creștere și corecții puternice. Acum, după mine, s-a oprit, iată, la o zonă importantă de suport, prăbușirea asta, și e clar că au fost și vânzători. E atractiv prețul aici sau a fost la 3 lei, e 3,5. Eu spun că teoretic sunt șanse de creștere. Aici va fi un hop la 4 lei, pentru că vine și o linie de trend aici, iată, și e zona asta de fost suport, actuală rezistență. Dacă va trece de 4 lei, eu zic că sunt șanse cu 4,36 și cu 4,85, dar până acolo mai e important e ca voi să livrați și investitorii să vină. Nu exclud nicio o evoluție laterală. Acum, foarte important să nu scadă sub 2,9, am eu aici, să spunem, nivelul, zona asta e undeva 2,9-3,12, dar pentru perspectivele, la ce am auzit astăzi și la cum puneți business-ul pe baze foarte solide ca să crească sănătos, e evident mult mai bine să cumperi la 3 lei decât la 5 lei, nu, pentru cine vrea să intre în acționariat. Cam atâta din punct de vedere al evoluției și oricum vă doresc succes să reușiți pe piața principală, pentru că acolo e altă ligă și evident cotația va crește, sunt șanse mari pentru că vor intra și fonduri mari, chiar fonduri de pensii, de ce nu? Mulțumesc! Aici ar mai fi o întrebare, dacă nu știu dacă s-a atins, nu cred, pentru creșterea lichidității, intenționat să lucrați cu un market maker, cu un broker, de fapt, pentru... Am zis eu, de fapt întrebasem, exact, comentasem, dar n-am primit un răspuns, era un comentariu. Cu siguranță că ați mers cu analiza mai departe și n-am mai reușit să intervin. Exact. Suntem în discuții din perspectivă market maker, aici avem două perspective și o să fiu cât se poate de transparent. Odată e o perspectivă prin care mecanismul de market maker ne-ar ajuta să creștem lichiditatea și ar oferi lichiditate către investitori.
pe de altă parte generează niște costuri pentru Life is Hard și mi-am dorit pe cât posibil să păstrăm performanța financiară, ținând cont că aveam mai multe scenarii de creștere sau de descreștere a business-ului atât anul trecut, cât și anul acesta, ținând cont de ceea ce încercăm să modificăm. Pe de o parte încercăm să creștem fundamentul, pe de altă parte încercăm să modificăm modelul de business, dar în permanență încercăm să avem grijă de profitabilitatea companiei, astfel încât să ne oferim rezultate sub așteptările pe care le comunicăm. Anul trecut am oferit și am zis că vom realiza o profitabilitate de aproximativ 1,7 milioane de lei. Am reușit să generăm dublu față de ceea ce am promis, cu atingerea de obiective pe toți KPI aferent anului trecut. Anul acesta avem iar intenție și dorință să venim cu un buget ambițios de creștere și ne dorim și pe acesta să-l depășim, dar nu vrem să comunicăm mai mult decât ceea ce putem și considerăm că putem să realizăm. Întorcându-mă la întrebare, cu siguranță la un moment dat va apărea și un market maker în ecuație, doar că ne dorim ca fundamentul să fie un pic mai stabil și mai generos pentru acționari. E clar că acționarii apreciază rezultatele, chiar și, mă rog, business-ul în sine, calitatea managementului, dar avem pe cineva care ne scrie în chat și cred că e puțin mai pretențios așa și dacă, mă rog, ar oferi un dividend poate 3-5% cu un randament, ar putea să crească semnificativ numărul, eu știu, al investitorilor și cu lichiditatea companiei. Dar, mă rog, asta e o altă discuție pe viitor. Dividendul din perspectiva noastră îl oferim și îl vom oferi și îl vom distribui ca și mecanism și anul acesta tot profitul anului trecut, dar îl vom oferi sub distribuția de acțiuni cu titlu gratuit pentru cei care sunt acționari, pentru că sunt două sau trei, dacă doriți, subiecte. Pe de o parte, acel dividend cash poate fi rezolvat prin a-ți vinde participarea sau depășirea pe care o ai. Pe de altă parte, nu pune presiune financiară pe companie, iar pentru cei care cred în companie pe termen mediu și lung, oferim un fundament astfel încât să ducem mai sus bunăstarea pe care o vom realiza. Deci, cumva, cred că atingem destul de mult în zona aceasta, pe de o parte, iar pe de altă parte, dacă am distribuit dividend financiar, nu sub titlu de acțiuni, marea parte a banilor s-ar duce către 2-3 acționari majoritari în companie, ceea ce pentru ceilalți care sunt, până la urmă, nu ar veni o sumă care să fie relevantă. Adică cumva ne-am gândit să vedem cum putem să îmbinăm toate lucrurile acestea. Dacă am ajunge în cealaltă parte în care să distribuim cât mai mult din dividend sub parte financiară, ar apărea posibil alte discuții că da, iată, uită. Și cu siguranță. Cu siguranță. Bun, de acord cu tine 100%, Cătălin Chiș. Astăzi am fost de acord 100% și îmi place foarte mult gândirea și, într-adevăr, Life is Hard e o companie, iată, nu e nouă, deja are o vechime și își propune lucruri mari, în special acest, repet, fundamente solide care se ducă la o dezvoltare accelerată. Suntem la final. Un ultim mesaj pentru investitor sau o ultimă concluzie sau un ultim cuvânt, un minut, te rog. Aș închide prin a vă mulțumi pentru discuția pe care am avut-o și rămân cu aceeași invitație pe care am mai avut-o de-a lungul timpului către investitori sau către potențiali investitori în Life is Hard. Orice feedback constructiv trimis către noi, dacă poate fi și critic la adresa noastră, ne ajută. Ne ajută să fim mai buni, motiv pentru care îi invit pe toți care simt nevoia să ne ajute să ne trimită aceste feedback-uri. Mulțumim mult, Cătălin Chiș, și mult succes pentru Life is Hard să vă îndepliniți acel BVC pe care o să-l anunțați curând anul ăsta, să-l depășiți și, evident, să livrați ceea ce așteaptă toți investitorii actuali și potențiali. Mulțumesc mult și mult succes pe viitor!
Și felicitări pentru comunicare, dincolo de aparițiile aici, comunicați foarte frumos, foarte bine din ce am văzut și e un plus, că tot vorbeam, Tiberiu, de companiile de care nu comunică. Exact. Mulțumim și mult succes! Mulțumesc și eu frumos! O să transmit colegilor feedback-ul nostru. Încheiem astăzi aici, vă dăm întâlnire mâine de la aceeași oră, până atunci o seară cât mai plăcută și evident profitabilă. La revedere! La revedere.